Bună ziua, dragi onorați utilizatori fideli, și astăzi, în continuare, vrem să dăm cuvântul lui unui scriitor, Ianuș Turcanu, cu o prezentare de carte care va prezenta-o el, o girafă supărată. Vă onorăm cuvântul. Bună ziua, dragii mei! Mă auziți bine? Da! Da. Mă bucur că mă reîntâlnesc cu colegii și mei bibliotecari. Am lipsit din luna martie, n-am fost în țară. Am nimerit în oraș Sochi să lucrez la o carte nouă pentru copii, un popor cu GPS, și am rămas acolo în pandemia aceasta și 6 luni am trăit pe malul mării. Dar am trăit bine pentru că am scris o nouă carte pentru copii, am finisat, am scris o carte de aforisme și am scris o carte pentru maturi. Adică a fost de folos. Eu, în oraș Sochi, de pe malul mării, am acolo o casă, încă din timpul cele sovietice, așa că eu, de fapt, am fost acasă. M-am bronzat, dar îmi era foarte dor de casă, de cititorii mei, de orașul Chișinău, de oamenii care nu i-am văzut foarte mult. Și chiar mă bucur și sunt onorat de această invitație, pentru că cartea O girafă superată, nu știu dacă ați citit-o, am să vă ascult și eu pe voi. A fost scris cu mai mulți ani în urmă. Credeam că o să selectați vreo carte ceva mai aproape. Dar această carte este un vis al meu. Întotdeauna când am fost copil, am fost elev, am citit foarte mult și vroiam să călătoresc foarte mult. Mai târziu, după ce am văzut țări, am ajuns și în America, am trecut oceanul și așa mai departe, am înțeles că cele mai încântătoare călătorii le poți face acasă, având în față o carte. Și iată, această girafă supărată este o întoarcere în copilăria mea, o nostalgie după acele vremuri încântătoare, când iarna mai ales ningea și eu stăteam și citeam chiar și noaptea. Părinții ne certau pe noi atunci și citim noaptea. N-aveam calculator, nu știu, din păcate sau din fericire. Astăzi îl am și eu nu pot fără el trăi. Dar această carte, Girafa Supărată, a fost așa o reminiscență a copilăriei mele și a dorinței mele de a călători și a dorinței unui scriitor ca să atragă copiii în lumea sa. Un copil când citește o carte despre o savană din Africa sau despre alte țări, întotdeauna vrea să afle unde se află țara aceasta. Ce oameni trăiesc în Madagascar sau în altă parte? Ce fac ei acolo? Cu ce se ocupă? Și cu de aceste cărți, eu cred că vă deschid, sunt ca o poartă deschisă spre alte lumi, spre alte țări, spre alți copii, spre alți cititori. Iată cam aici. Cartea cred că voi ați citit-o. Copiii au emoții. Eu am să vă citesc vreo poezie din alte carte, care v-am spus că am scris-o acolo, doar ce se apropie de grabă ziua limbii române. Știți voi, copiii mei, dar pentru mine limba română este cel loc minunat dintre inimă și umbra ei. Iată, văd că scris aici Biblioteca Publică de Drept a apărut pe ecran. Nu știu și ei particip cu noi sau nu. Sunt auzit? Da, se aude. Da. Iată, acum vă văd, că nu vă vedeam. Vreau să vă citesc că limba e din fraze, din cuvinte. Vreau să citesc o poezie nou-nouță care se numește Cuvintele. Cuvintele aduc lumină, farmec, uimire, bucurie, ele ca merile în grădină au miros de copilărie. Cuvintele când sunt rostite, corect, curat, clar și duios, se simt atunci deosebite și tu ești parcă mai frumos. Iar dacă le pronunți în grabă, și faci greșeli la nesfârșit, ești pentru ele mai degrabă leneș, ciudat și chiar urât. Ascultă-mă și ține minte, să porți în inimă mereu cuvintele cele mai sfinte, mamă și tată, Dumnezeu, să le încarci cu primăvară și să nu uiți, te rog, nici când, de limba ta, de mândra țară, de codru, doină, de un colind. Există și cuvinte rele,
pe care unii le rostesc, dar să nu fie mic cu ele. Acestea sufletul rănesc. Cuvintele se presupune vin de prin basme și povești. Când folosești cuvinte bune, frumos gândești, frumos trăiești. Iată noi astăzi, împreună cu voi, gândindu-ne și la limba, sărbătoarea limbii române care vine, o să rostim mai cuvinte bune, încărcate cu multă lumină, cu multă fericire și poate chiar uneori cu înțelepciune cu ceva. Eu am o întrebare, iată, eu uitându-mă la carte, de ce anume o girafă supărată? Girafa supărată, care ținută prin savană, prin apă, se supără și acolo trebuie știți cum e figura lui. Și a fost fotografiată. Cred că atunci nu erau atât de, când am scris eu poezia, nu erau atât de performante aceste aparate de luat vedere. M-am gândit, îți imaginez, eram într-o grădină, zoo, și m-am gândit, uite, toate animalele ca animale, dar ea îmblă cu gâtul deasupra la tot. Dar dacă o fotografiază cineva și nu se vede de capul. Și atunci mi-a venit această idee, că cum s-ar simți o girafă, știind că ar putea să creadă unic, ea cap nu are. Cum așa? Dacă n-are cap, n-are nici minte. Girafa e o vietate foarte colorantă, colorită. Și atunci am scris această poezie. Poeziile apar așa, știi, nici nu știi de unde și când. Eu am multe poezii care copiii le recită, de același șoricel educat sau altele, și mă întreb, doar cum am scris eu această poezie? Nu știu. Nu știți voi cum e gura lumii, știți voi. Prin urmare, ar putea să zică unii că ea cap nu are. Iată de ce, prin savană, pentru prima dată, o girafă africană trece supărată. Așa că dacă o să vă duceți în Africa și o să vă plimbați prin savană și veți vedea o girafă supărată, să-i transmiteți salutări de la Ian Măsurcanu, să-i spuneți că am scris o poezie despre ea, să nu mai îmblă ea supărată. Super în mai biblioteca Donici, care a prezentat această carte. Da, ce zâmbete aveți frumoase! Domnul Ianuș, spuneți, vă rog, în prezent dumneavoastră, la ce carte lucrați? Aveți ceva pentru copii? Aș dori o poveste frumoasă pentru copii și să o prezentați aici, la biblioteca Alexandru Donici. Am să prezint. Deci eu acum am fost, nu știu dacă ați auzit ce am vorbit până acum, am fost la mare, finisat o carte, se numește Un cocor cu GPS. Acum suntem toți moderni cu GPS, mașini cu GPS, toată lumea cu GPS. Și eu mi-am imaginat un cocor și am scris o poveste despre acest cocor care a călătorit mult. În această carte sunt vreo câteva povești acolo, dar nu versuri. Și am să o prezint la voi. Acum, cartea este finisată, manuscrisul l-am dat unui pictor. Lucrează pictorul de la editura și va apărea această carte la editura Prut, unde e o editură care îmi place foarte mult și majoritatea cărților mele au apărut la acea editură. Și sigur că dacă m-ați prins și m-ați luat de cu metru, apoi am să vin la voi să prezint cartea neapărat. Poate atunci nu vom face această întâlnire online și așa, poate am să vin să vă văd live, cum zice lumea acum. Cel mai bine întâlnire cu copii, cum mai săruta o femeie frumoasă prin stica ecranului. Nu e bine, ca fetița asta, iau ce frumușel, eu vreau să le îmbrățișez, să le dau o carte, să le scriu un autograf, dar așa mă uit numai din depărtare. Sigur că aș vrea vreo întâlnire live. Am avut... Anul trecut, cartea mea, Poeme pe trepte încinse, care a câștigat programul cel național, să citim împreună, am avut numai în Chișinău 73 de întâlniri. În afara Chișinăului, am avut peste 100 de întâlniri, majoritatea am fost împreună cu Claudia Partoriu, poeta mea dragă, poeta noastră dragă, prietena mea dragă. Adică am avut foarte, foarte multe întâlniri. Să știți că
copiii sunt la fel de talentați și în Chișinău. Și în Târgoviște am fost, am prezentat carte și am fost și la București. Și Pirinia mea, cel mai frumos sat din lume, tot copiii sunt foarte talentați. Dar cele mai multe întâlniri și cele mai productive și mai deosebite întâlniri le-am avut, sigur că, în orașul Chișinău, care mi-este drag și mi-era dor de el. Jumătate de anul l-am văzut. Măi, dar cât e de rău când nu-ți vezi oraș. Așa mai, nu-ți mai place ceva, poate cum e transport, poate cum e curățenie, poate când. Dar când ești în depărtare, așa cum ți-e drag, cum ți-e dor de un om drag, așa ți este dor și de orașul tău. Mi-era dor de casa leului, de atelierul meu. Mi-era dor de dicționarele mele, de cărțile mele. Mi-era dor de acasă. Așa că acum, iată, eu cu voi sunt acasă și îmi place și cred, sper foarte mult să ne întâlnim la bibliotecă și să ne vedem, să ne uităm ochi în ochi, fără ecran acesta. Să știți că vă aștept. Și îmi place că are și el mustețcă. Eu nu chiar atât de frumoasă mustețcă am, dar am să încerc să le... Da, v-am răspuns la întrebare sau nu? Da, mulțumim frumos, să știți că vă așteptăm. Am cartea, am poveștile, au rămas numai, iată, trecem de pandemie aceasta. Să vedem cum va fi anul școlar, cum va începe. Dacă va fi online, atât de unde am vorbit cu domnul ministru, aici, și prietenul meu, Igor Șaru, care mi-a spus că cel mai degrabă că 1 septembrie va fi 1 septembrie normal. Dar asta depinde de ce s-a întâmplat. Vedeți, a venit al doilea val, al treilea val, acest virus nevăzut, necunoscut. Dar asta nu înseamnă că trebuie să lăsăm lăbuțele în jos. Noi trebuie să mergem înainte. Noi, oamenii de artă, noi, oameni din cultură, biblioteca, cartea. Acum, mai ales în aceste vremuri, are o mare importanță. Poate și-o fost și un semn de la Dumnezeu. Măi, oameni buni, ia mai opriți. Ia mai vorbiți cu părinții și copii, ia mai luați cartea în mână, ia mai citiți, ia mai amintiți-vă de cei dragi. Nu știu, poate să-i șochezi. Așa cred eu. Da, vă ascult. De ce copiii nu pun nicio întrebare sau nu se aude? Sau, vedeți așa de... Eu când vin la întâlniri, copiii mă dau jos. Doar am fost la voi la întâlniri, la Donici, ce copii frumoși. Ați adunat. Acum, la moment, doamna Elena Dabija de la Biblioteca Centru Academic Eminescu vrea să ne se dea niște cuvinte. Dragă bibliotecă, Alexandru Donici, la 50 de ani frumoși, felicitările noastre și a echipei mele și a mea personală felicitare și din partea Comitetului Sindical. În primul rând, sănătate, deoarece am ajuns în perioada când am conștientizat că mai scumpă decât sănătatea nu este nimic. Și acest lăcaș sfânt pe nume biblioteca trebuie să dăinuie peste vreme cu angajații, cu bibliotecarii care muncesc zi de zi în bibliotecă. Și vreau să vă citesc o poezie. Prietene cu biblioteca, în crângurile sale tale sunt stăpâne, precum e pasărea în luna mai, când soarele răsare peste munți, de se topesc toți îngerii din rai. Dar tu îmi ești prietenă de viață și sfaturi doar în tine eu găsesc, când tot ceilalți mă închid în frigidere, tu mă mângâi cu glas dumnezeiesc. Să piară lumea, mările să sece, pustiul să se întindă în univers. Doar tu, prietene, îmi vei rămâne într-una să mi te aduni în lacrima din vers. Și de ce nu, dacă suntem bibliotecari și o poezie dedicată bibliotecii de Adina Inăchescu din România. Bibliotecară. Deci sunt bibliotecare mai tinere. Eu intru în categoria poezia aceste doamne și de ce nu și Vera și multe colegi. Bibliotecară, erai pe atunci suavă domnișoară și printre cărți păreai o poezie.
Ce numai Dumnezeu o poate scrie sub poala de pădure într-o vară? Și ani de-a rândul cărți împrumutând, te-ai veștezit, frumoasa mea copilă, de tine nu a avut chiar nicio milă, tâlharul timp de toți răzând. Te-ai veștezit ca trista, ca triste gălbenele, ce ai rămas de-a pururi domnișoare. De acum e prea târziu, se face seară, iar chipul tău plutește printre stele. Dragi colegi, dragi utilizatori care sunt desconectați, stimate domn al mării, așa suntem noi bibliotecarele printre cărți. Între timp a venit o doamnă cu un buchețel, o bunicuță cu un buchețel de cum se numește? De mintă. Mulțumim și acum și eu termin de vorbit și lei. Și nu am amânare, acum își vă dau. Și vreau să spun că noi bibliotecarele, prin minte, că nu îmbătrânești. Sandru Moraru într-o zi mi-a zis: Elena, nu îmbătrânești, întinerești. Bibliotecă este tinerețe. Și i-am cântat o leacă, l-am pus la gând. Îmbătrânesc, tu îmbătrânești, eu întineresc. Fetelor, albinelor, mândriți-vă de această nobilă profesie, lucrați în acest lăcaș. Mândriți-vă că sunteți regine printre toate cărțile și care au scris. Mândriți-vă custode în lăcașa în care este scrisă istoria de la începutul lumii. Nu știu dacă noi o să vedem și istoria de la sfârșitul lumii. Oricum, cineva o să preie profesia noastră. Noi, prin tot ce facem, în amintirile celor care vor veni după noi. Așa, frumoase, lăsați numele vostru undeva într-o carte de vizite scrise, dar la sigur că veți rămâne în patrimoniul Bibliotecii Municipale Hașdău. Eu salut domnul Barică, da? Tine. Bine! Iată această elevă care cândva cu mulți ani în urmă am povit-o să devină directoarea acestui centru internațional academic Mihai Eminescu și ea nici de cum nu vrea să plece de la Biblioteca Traian. Ne-am dus o echipă întreagă, Mihai Cimpoi, Iulian Filip, Lidia Culicovski, să o convingem ca ea să devină, nu vroia, sărmana vreo două nopți s-a chinuit, nu a dormit, dar noi am nimerit în 10 că am ales anume persoana potrivită. Astăzi nici nu-ți poți imagina că să fie altcineva director la Centrul Academic Mihai Eminescu. La ceea ce a spus Elena, eu am scris zilele astea, zilele cele când eram la mare, am scris așa un aforism. Cel mai bun medicament pentru suflet este cititul, iar cea mai bună farmacie este biblioteca. Iată dușmanca aceasta de Elena Dabija m-a găsit la mare, aveau și ei acolo o manifestare, m-a găsit la mare și m-a impus chiar, stătea pe capul meu, băi, n-am eu cână ca să scriu și să imprim, am imprimat un film acolo și am felicitat centrul și toate bibliotecarii cu ocazia sărbătorilor sus sau jos numite. Iată, asta am vrut să vă spun. Dar, într-adevăr, ea a spus cuvinte frumoase despre bibliotecă. Eu cred că și eu am mult poezie, astăzi n-am să le citesc. Copilăria mea a crescut în cele trei, eu am crescut
împreună cu copilăria mea în cele trei biblioteci din satul meu, Pelenia. Satul Pelenia, în anii aceia când eu creșteam, avea vreo 14.000 de locuitori, acum au rămas numai vreo 9, cred. Și avea trei biblioteci. A rămas două, dacă au rămas. Și... Și vreau să vă spun că eu sunt om al bibliotecii, pe mine mă-și hrăneau bibliotecare de acolo. Și erau prietenile mamei, desigur, când s-a toți cunosc unul pe altul. Dar treceam foarte mulți ani la bibliotecă. Și am mai avut un mare noroc că taică meu întotdeauna când se ducea la Belt sau undeva, cumpăra cărți. Și am citit foarte mult. De la 6 ani citeam, la 6 ani m-am dat la școală și cartea a fost și rămâne în continuare cel mai bun prieten al meu. Iată, cineva a apărut pe ecran, dar eu l-am șters și l-am alungat, ca să nu ne încurce și nouă. Așa că eu am ce am cu bibliotecile, fiindcă la Departamentul Cultură, unde am lucrat 23 de ani, era și aveam în subordine și bibliotecile. Dar niciodată n-am fost șef adevărat de asta și v-am zis că bună ziua, dragile mele colegi, întotdeauna v-am iubit, v-am stimat, v-am apreciat munca, știu ce ați făcut, eram la atestări și știu ce înseamnă muncă de bibliotecar. Și anume, în vremurile astea, uite, anapoda, îmbârligate, bine, medicii merg pe prima linie, dar e foarte important să nu uităm de carte, de cultură și de tot ce înseamnă lumină. Mai ales că a venit și un prieten de-al meu pe care vreau să-l salut. Și Lenuța, te salut încă o dată. Echipa e bună astăzi. M-am plâns fetelor, Elena, m-am plâns fetelor cum și în Sochi m-ai găsit și nu mă lăsai să fiu leneș. Vă aliniam la noi, la bibliotecare. Sfântă rândul noi. Da. Frumoase cuvinte ai spus, bravo, mulțumim toți. Sunteți și bibliotecarele mele? Da. La 31 ne întâlnim la... Da, invit toată lumea pe 31 la ora 12 la Centrul Academic Eminescu. Eu trebuia să stac, dar am vorbit ieri și astăzi cu academicianul Mihai Cimpoi, care te-a vândut. Trebuiai tu prima să faci acest anunț. El l-a făcut deja, pentru mine. Ai venit pe ascuns de la mare și noi tot pe ascuns mai facem lucruri frumoase. Da, bun. Te bucur. Mulțumesc. E jumătate de an la mare, dar acum îi întorc din nou de mare. M-aș întoarce înapoi, dar hotarele sunt închise. Bun, ne întoarcem la Biblioteca Donici. Ce-i cu bărbatul ăsta fără musteț? Prietenul meu. Salut, salut. Salutare. Îmi pare bine să te văd. Cred că te-ai odihnit bine. Tot mai cred că ai citit și vreo carte, da? Am citit mult, am scris foarte mult. Am petrecut pe malul mării, am fost în munți, am avut niște luni încărcate cu de toate, frumoase. Nu a fost acolo niciun caz de coronavirus, de asta niciun om acolo n-a fost. De peristurile permiteau celorlalți să intre în oraș Sochi, dar cei care erau acolo în Sochi, eu am fost 6 luni, n-a fost niciun caz măcar. Eu când citeam toată ziua, dar aveam posibilitate să privesc televiziunea prin internet, priveam seara la TV8, dar arătau câte cazuri au fost și câți morți au fost. Băi, mă nebuneam de groază și de durere pentru neamul meu și pentru oamenii care eu îi stimez și vreau să fie bine. Atunci așa am scris pentru mine mai mult. Cel mai bun tratament pentru sufletul nu poate fi decât cititul și cea mai bună farmacie este biblioteca. Eu când mă duc în bibliotecă, mă simt sănătos, frumos, dar dacă mă mai duc și la o întâlnire cu copiii, atunci nici n-am când, cum a zis Elena, nici n-am când să îmbătrânesc. Și totul e gratis la bibliotecă. Tocmai asta remarcam și eu, că Ianoș Turcanu, aflat la Sochi, de parcă nici nu ar fi în pandemie, starea de spirit am observat că era excelentă, respectiv
și mesajul care l-a transmis acum bibliotecă și este la unison cu ceea ce ai trăit acolo, este un oraș Sochi, este un oraș extraordinar pe care îl cunosc și eu, am fost mai, de mai multe ori acolo și este foarte bine că nu uităm de carte, nu uităm de scris, nu uităm de copii, nu uităm de biblioteci, pentru că această legătură trebuie să fie în permanență, pentru că mi se pare că poezia și cartea sunt veșnice și faptul că noi suntem în permanență împreună cu ele, poezia, cartea, biblioteca, și astăzi, cu prilejul acestor 50 de ani de la înființarea Bibliotecii Dornici, care are parte numele unui scriitor celebru cu atâta înțelepciune de la care noi ne adăpăm într-una, și acest lucru îl fac și școlile prin intermediul bibliotecilor, nu ne rămâne decât să-i felicităm și să ne dorim sănătate în primul rând, după aceea succese și câți mai mulți cititori în bibliotecă, începând de la cel mai mic și de la cel mai în vârstă așa. Mersi Bibliotecii Dornici! Dar eu îi invidiez această bibliotecă. Am fost de multe ori, dar când mă gândesc ce ani am eu, apoi e o bibliotecă așa de tinerică, doar când compară. Da, corect. Are numai 50. Dacă aș avea eu acum 50, ce bine m-aș simți. Așa că aveți încă de muncit mult până ce ajungeți la o anumită vârstă. Bravo! Mulțumesc, Dumitru! Mulțumesc, prietene! Noi suntem prieteni vechi încă de când el activa la televiziunea națională și apoi a devenit redactor șef la revistă. Și nu știam că va deveni și un scriitor bun. Toate se leagă așa de frumos una de alta, iată. Ia uite ce am aici. Religia dragostei. E ultima carte. Da. Nu ultima, nu-i chiar ultima. Și a avut grijă și de Mihai Eminescu și Veronica Miclea, a avut grijă și a scris acel roman, acea piesă și a fost înscenată. Bravo, Dumitru Mămăligă! Da. Te mai așteptăm așa, și pe la noi! Așa, e ultima carte editată, dar mai sunt în curs de editare, așa că totul e ok. Când ai zis ultima carte, am crezut că te duci în Sochi. Nu. Mulțumim mult, domnul Ianuș Turcanu, și am vrea